La mai puțin de o lună, Arhiepiscopia Romanului și Bacăului este din nou zguduită de un scandal imens care tinde să o transforme într-un ring de box în care se bat preoții din vechiul val și cei din noul val conectați la tendințele de modernizare a Bisericii Ortodoxe. Preotul slujitor Elefterie Tărcuță de la Arhiepiscopia Romanului și Bacăului semnează o scrisoare deschisă adresată lui Ioachim Băcăoanu, prin care își anunță, ca și colegul său, starețul Macarie de la Schitul lui Tuz, că l-a scos din rugăciunile sale, aducându-i acuzații grave că și-ar fi încălcat jurământul arhieresc de a păstra neștirbite regulile Bisericii Strămoșești a Neamului prin participarea la sinodul panortodox din insula Creta, sinod care pune umărul la abaterea Bisericii Ortodoxe Române de la povețele Sfintei Scripturi, dar mai ales contribuie alături de mai marii lumii și cozile lor, politicienii corupți din România, la vânzarea țării politic, teritorial și economic. Deși a declarat că nu face acest lucru, Biserica Ortodoxă s-ar fi amestecat chiar și în politică. De asemenea, înalt preasfințitul Ioachim Băcăoanu ar fi încurajat participarea anuală a preoților ortodoxi la săptămâna de rugăciune pentru unitatea creștinilor, aducerea în catedrala arhiepiscopală a unui arhiereu mason, încuviințarea oficierii de cununii mixte. Iată ce răspuns a dat preotul Alexandru Zamfir, purtător de cuvânt al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, care pentru moment se îndoiește de veridicitatea documentului apărut în mediul online. Este vorba de părintele Elefterie Tărcuță, preot la Centrul Eparhial Roman de aproape un sfert de veac. Foarte cunoscut de altfel în comunitatea romașcană. Ideea este că personal nu am văzut niciun document semnat de părintele, sau mai precis nu am văzut scrisoarea postată pe mai multe rețele de socializare și site-uri. Nu am văzut-o semnată de părintele, deci varianta listată și semnată mie îmi este necunoscută. Preotul egumen Elefterie Tărcuță a lăsat la arhiepiscopie doar o cerere de a se acorda 10 zile de concediu de odihnă pentru anul 2016. Ceea ce am văzut semnat de părintele e o cerere de concediu de odihnă pentru anul 2016. Părintele solicită 10 zile începând cu data de 18 august. Deci, practic, nu doar teoretic, părintele este în concediu de odihnă 10 zile începând din 18 august. Purtătorul de cuvânt al Arhiepiscopiei explică măsurile care au fost luate în cazul starețului Macarie de la Schitul lui Tuz, care nu a fost oprit de la slujire, ci a fost chemat prin rugăciune să se întoarcă la regulamentul Bisericii Ortodoxe Române. Celălalt caz, dacă vorbiți de părintele egumen Macarie Panu, nu s-a luat măsura opririi de la slujire, s-a luat însă o altă măsură, intensificarea rugăciunilor pentru liniștirea, înțelepțirea și întoarcerea lui. Probabil s-ar fi dorit o astfel de măsură, prin ea justificându-se, faptul că sunt persecutați. N-au fost și nici nu vor fi. Rămânem statornici în ceea ce ne-am propus, la îndemnul și cu binecuvântarea înalt preasfințitului, acelor de, și fără ipocrizie, dacă îmi permiteți paranteza aia, aceasta, de a ne ruga. De a ne ruga sincer pentru toți, pentru liniște, pentru pace, pentru înțelepciune și pentru ca să ne întoarcem cât mai repede în făgaș, să nu rămânem în urmă cu lucrurile pe care chiar trebuie să le facem pentru oameni și pentru Dumnezeu. Purtătorul de cuvânt al Arhiepiscopiei susține că este vorba de un grup izolat de călugări conservatori care dau dovadă de prostie și frustrare confesională. Ce bine mi-ar fi fost dacă nu eram purtătorul de cuvânt al Arhiepiscopiei și mă întrebați în calitatea mea de simplu slujitor, v-aș fi spus din cauza că țin unii morțiși să transforme prostia sau să facă prostia confesională. E bine, nu. Prostia nu e confesională, frustrarea nu e confesională, limitarea în cunoștințe și expansiunea în manifestări nu e confesional. Sunt opinii personale ale unor părinți care nu înțeleg niște lucruri simple. Noi nu suntem singuri pe fața pământului și nu avem dreptul să judecăm și să
cu atât mai puțin să ne tot cocoțăm deasupra tuturor, bătându-ne cu cărămida în piept că suntem unici și avem prima șansă la mântuire. Preoții antireformiști și conservatori, aparținând unui grup minoritar, susține purtătorul de cuvânt al Arhiepiscopiei, se acoperă de ridicol și penibil în încercarea lor de a-și construi o aură de martiri. Cele mai multe ori demersurile astea au un accentuat iz ridicol, penibil, credeți-mă. Dar toleranța trebuie să guverneze orice relație interumană. După mine, iar asta mi se pare un îndemn la intoleranță. Ei, dacă ar fi doar intoleranță, poate am mai rezolva-o, dar mi se pare incapacitatea de a iubi până la capăt, în mod dezinteresat. La care avem totuși un răspuns, zice poporul român în înțelepciunea lui, unde-i dragoste puțină, lesnii a găsit pricină. Și noi rămânem consecvenți în a afirma și chiar a face lucrul ăsta, palma pe care nu o dai doare cel mai tare. Sunt unii care simt nevoia să fie pălmuiți pentru ca să capete și o aură de martiri, dar nu și-au găsit oamenii care să achieseze la proiecte dintre astea nefolositoare nimănui, din potrivă. Purtătorul de cuvânt nu poate anticipa la această oră măsura ca cei doi preoți protestatari să fie opriți de la slujire, dar este sigur că se vor lua măsuri graduale de sancționare a acestora prevăzute de regulamentele Bisericii Ortodoxe Române.